favorabile armoniei cuvintelor sau mesajului. Mesajul pieselor interpretate puteți să luați cu dumneavoastră acasă. Aceasta este vestea bună, poate fi păstrată în inimă cât doriți, nu are termen de validitate, așa că bucuria întâlnirii cu Iisus Hristos prin jertfa sa poate să continue. În momentele următoare, corul Bisericii Adventiste din Sibiu, dirijat de Gheorghiță Paul, ne va introduce în imaginea crucii. Crucea, locul suprem în care Dumnezeu împacă dreptatea cu dragostea. Locul prin care dragostea lui Dumnezeu devine dreaptă sau rămâne dreaptă, poate mai corect. Iar dreptatea lui Dumnezeu este plină, plină de dragoste. Piesele interpretate sunt următoarele. Via Dolorosa, Pe drumul crucii și Slavă în veci. Să-i ascultăm.
vreo 7 băieți și în timp ce vizitam o bătrânică, era bolnavă tare, iar chiar înainte de momentul plecării, ne trage înapoi în spate și ne întreabă, știți cânta? Era lumea noastră. Și am început să-i cântăm. Și în timp ce cântam, bătrânica parcă a muțit. Și au mințit ochii fără să vrea, iar la final, când am terminat piesa, ne-a spus, parcă am auzit vâlvit de aripi de înger. Muzica are ceva aparte. Muzica, alături de cuvânt, dă putere mesajului în așa fel încât îl poți interioriza într-un mod profund. Vreau să vă dau o veste. Pentru aceia dintre dumneavoastră care deja ați auzit fâlfuitul aripilor de înger, Dumnezeu să vă binecuvinteze. În cazul în care poate a rămas cineva care n-a reușit să audă acel fâlfuit spiritual, în ghilimele vorbind, vă invit ca împreună să ne închinăm printr-o rugăciune. Însă o rugăciune nu obișnuită, ci o rugăciune cântată. Aș invita corul Bisericii Adventiste din Sibiu să mai interpreteze o cântare, iar în timpul cântării să încercăm cu atenție și grijă să găsim acel fâlfuit de aripi, de înger. Pentru ca mesajul pascal, anume al morții Domnului Iisus Hristos și al învierii Lui, să ne cuprindă viața și să-L păstrăm pentru totdeauna aici. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Thank you.
E mult probabil că în seara aceasta să plecăm de aici cu o convingere. Că muzica sacră nu e doar de biserică, că muzica sacră poate fi cântată și de copii, și de tineri, și de adulți. Și muzica sacră e de toate zilele. De aceea vreau să vă mulțumesc dumneavoastră, vreau să mulțumesc oror participante, pentru că în seara aceasta am înțeles din nou, sau poate pentru prima dată, că mesajul lui Dumnezeu poate fi coborât în viața noastră, prin muzică, prin vers, prin cuvânt, prin faptele noastre. Aș vrea acum să încheiem această seară deosebită mulțumind celor care au făcut repetiții, au depus efort, s-au străduit să cânte cât mai bine, nu în sens elitist, pentru că nu ne dorim așa ceva, ci vrem să cântăm mesajul cristic spre slava lui Dumnezeu. Nu e niciun concurs. Nu facem concurs aici. Dar vrem să oferim câte o diplomă de participare și câte o mică amintire din partea noastră a organizatorilor pentru această seară frumoasă. Am luat la întâmplare diplomele, nu am respectat nicio ordine și dorim să acordăm diploma de participare corului Cedonia. Și aș ruga pe domnul dirijor să vină aici în față și să răsplătim efortul meu lor, bine cunoștința mea. Să nu uitați, Dumnezeu e preocupat
de nou. Și ne așteaptă aici peste un an, dar ne așteaptă în fiecare zi să ne întâlnim cu el. Vă așteptăm și la următoarea ediție de anul viitor. Sărbători fericite!